stai în urmă. Nu stai în urmă, nu la proponare, pentru că este matematică. Pentru că se clasa A, 5-a, da, clasa 5-a, și încercăm să facem următoarea despre calculați. 1 plus 2 plus 3 plus puncte, puncte, plus o sută, suma, 2 plus 4 plus 6 plus puncte, puncte, plus 200. E da, bun. Ceva spontan ca Mario, așa, eu știu. Așa. Păi eu știu. Da? Până la 100 de câte? Până la 100 sunt 5.050. Și acolo e 2 ori 5.050. 2 ori 5.050, perfect. O să-l dăm pe 2 în factor comun și să iei 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus nu știu cum. Până la 100. Nu, nu, stai să vedem. Ok. Dar am făcut 3. Deci, dar vede, nu prea înțeleg ce vrea să spună. Deci, aici ce îmi spune? La 1 plus 2. Asta ar fi o sumă ca o să nu... Da, 5.050. O știm, da. Deci egal cu 5.050, o știm pe asta. 5.050. Totul supra? Totul supra... Putem scoate un putem factor cu un câtă sunt parte la 2. Asta e foarte important. Am venit pe lângă. Pe lângă 1, 2, 3, 3, 100. Da. Știm că de la 1 la 100 este 5.050. E suma de ce de mai întâi? Crezi că mai trebuia să mai facem suma? Nu. Daria, mai trebuia să facem suma? Nu, pentru că dacă le dai pe 2 în factor cum... Mă scoțim pe 2 în factor. Vedeai deja că sunt ambele la fel, le tăiem pentru că se împart în aia și rău. Deci, este foarte important. Deci, da? Deci, în clipa dar asta... Dacă știi, puteți... dacă știai că se face atât, era mai ușor, ca și mai multe. Da. Deci, și calculul sumei ați verificat. O știi asta. Deci, valoarea este 1 pe 2. Da. Ia să vedem o altă. Să zicem așa. 5 plus 6 plus 7 plus puncte, puncte, plus 100, 100, da, totul supra, 3, nu, totul supra, 15, plus 18, plus 21, plus puncte, puncte, plus 300. Da, pentru că rezultatul este 3. Cum 3? 3. Adică 1 pe 3. Ah, 1 pe 3. E 1 pe 3, dar cum te-ai prins Maceva? Păi, chiar nu faci suma. Deci nu a fost nevoie să facem suma, ci scoaterea în factor comun a lui 3 făcea ca să putem simplifica. Deci facem cât ai spus, 1 pe 3. Dar dacă aș fi încercat așa, 5 plus 6 plus 7 plus 100, totul supra, totul supra, așa să zic, 12 plus 15 plus 18 plus puncte, puncte, plus 300. Egal cu. Așa pe 3 în factor comun. Da. Și ar fi 4 plus 5 plus 6. Deci aș zice 5 plus 6 plus 7 plus puncte puncte 100. Totul supra. Totul supra. 3 pe lângă 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus puncte puncte plus 100. 100. Deci cealaltă paranteză, paranteza de sus, e la fel cu paranteza de jos, numai cu paranteza de jos numai cu 4. Deci, adică putem să tăiem din ambele. Cum? Adică să tăiem cea de sus cu cea de jos
Facem doar 3 ori 4? Ar fi. Ar fi, e mai convingătoare. Adică, de la 5, 6, 7 până la 100 să-l scoatem. Adică și ce ai spus și ce ai spus, adică să facem 0,4. Și să fii scos pe știu de să fi lăsat pe 12,4. Da. Deci egal mai departe cu 5 plus 6 plus 7 plus puncte puncte plus 100. Totul sunt 12 plus 3 pe lângă de avea bucata asta. 3 pe lângă 5 plus 6 plus 7 plus 100 plus puncte puncte plus 100, care acelea două s-ar fi tăiat. Acum se tai. Da, acum se tai că sunt egale. Și ar fi 12... Ba nu, l-am dat din... După ce am tăiat acestea două, ar fi 1 pe 12... Nu, l-am dat pe 12, l-am face ca 3 ori 4. Asta e puțin. Dacă tai totul. Da, dar e 1 pe 12. 1 pe 12 plus? Plus 3. 3. Plus 3. Adică, voi spuneți așa, că 5 supra 12 plus 3 ori 5. Eu prin 5 am zis că ar fi suma asta. Păi, dar pe 5 cu 5 îl tăiem. Da. Poate să fie bine. Domn profesor, pe aici da. Nu tăiem totul? Dar de ce nu o punem, adică noi nu ar trebui să-mi dăm trebuie. Prin 5 am înțeles suma asta, da? Paranteza. Da. 5 paranteza, așa că înțeleg. Așa înțeleg, că să faci ieșiți-o ca... Dar cum ar fi 5? Aia ar fi 5, da. Dar dacă vrei să nu mă fac... Da. 7, hai zic 7. N-am timp să fac asta. Că e mult și nu trebuie două și nu poți să le despart. Și totuși. Putem să-l punem pe 12 ca pe 3 ori 4, să dăm pe 3 ori comuni și să adunăm și apoi să scriu. Cum să și ce-i zis tu, mi-ai zis ceva, mă, nu să spui, să începe. Că între 3 și 7... A, aici de adunare. Da, și ele doar un termen, nu-s două. Deci dacă ar fi fost înmulțire, copii, se putea. Atunci și putea că prin 7. Dar aici, în plus, n-avem voie. Deci n-avem voie să facem asta. Da? Deci eu, imediat, provocându-mă așa, m-am depărtat de ieșiți-o. În mod normal, trebuie făcută suma asta. Dacă ar fi să facem la 107, 3 ori 7, cât face, acum, cât face. Dacă e suma și vedem ce putem face. Sigur că da. E plus. Deci, atenție la fracții. La fracții, voi știți, am mai vorbit în clasa a patra de fracții, nu? Și spuneam așa, dacă ar fi vorba de simplificarea fracției, facem asta cu foarte multă atenție, împărțiți și numărătorul și numitorul prin același număr. Adică, vreau să mă ne întoarcem un pic la fracții, chiar că v-am băgat într-un moment de ăsta mai dificil și trebuie să luăm bine ce înseamnă fracție. Vezi, la un moment dat, vezi ca cu fracții. Iată, 1 pe 2, ce știți ce înseamnă ca valoare? Cât înseamnă 1 pe 2? Jumătate. Jumătatea. Unui întreg. Adică, dacă pe 1 l-am dat în 2, ar fi un fel de 0,5. Ați auzit așa, nu? Da. Și de numele decimale. 0,5. Jumătatea lui 1. Dar tot 1 pe 2, eu zic că este egal și cu 2 pe 4. Da. De ce? Pentru că e tot o jumătate, numai că jumătate... Deci este tot o jumătate. Dacă împărțim pe 2 la 4, tot așa ne dă 0,5. Vedeți fracția asta 1 pe 2 pe 4 din unde s-a obținut? S-a obținut 2 pe 4 din 1 pe 2. Numărul care s-au mulțit, care s-au mulțit... Și numărătorul și numitorul s-au mulțit cu 2. Deci din fracția 1 pe 2, dacă amplificăm cu 2, obținem 2 pe 4, că mulțim cu 2 și sus și jos. Ea este valabilă și mă duce și spre... 4 pe 2. 4 pe 8. 4 pe 8, sigur că da.
Sau... Sau 3 pe 6. Sau 3 pe 6. E tot una. 3 pe 6. Deci, vedeți, dintr-o fracție se obțin alte fracții echivalente, amplificând și numărătorul și numitorul cu numărătorul și numitorul cu număr. Deci, pentru o fracție dată, pe când o fracție dată, se obține o alta prin această mișcare mulțind și numărătorul și numitorul cu numărul respectiv. De acord, da? Bun. Astea se cheamă fracție echivalente, scrieți și de dusă. Da? N-a scris nimic, nu? Ia scrieți. Deci 1 pe 2 egal cu 2 pe 4 egal cu 4 pe 8. 4 pe 8 egal cu 3 pe 6 egal cu puncte-puncte. Sunt fracții echivalente de tuturor. Fracții echivalente. Se numesc fracții echivalente. Da? Fracții echivalente sunt acestea. Dacă ți se dă o fracție bunoară la un moment dat, să spunem 5 pe 10, aceasta este tot o fracție echivalentă. Este o fracție echivalentă cu cele din înainte, da? Da. Dar tu vrei să ajungi la... Să ajungi la 1/2. Da. Așa. Împărți cu 5. Asta. Deci îmi putem întoarce și înapoi. Împărțirea se face așa și mulțirea se face pe invers, nu? Deci, când simplificăm, o facem așa, da? Când amplificăm, o facem așa. Așa. Deci aici, fracția asta 5 pe 10, este reductibilă, adică se mai poate ajunge la una care nu se mai poate simplifica. Se poate ajunge la 1 pe 2. Deci, asta se simplifică prin cât? Prin 5 și egal cu 1 pe 2. Vă întreb, ce părere aveți de fracția asta? 3 supra 18. Este reductibilă sau ireductibilă? Este reductibilă. Este reductibilă. Se mai poate împărți și numărătorul și numărătorul prin 3. De ce o simplifică? Și-ar da 1 pe 7. 1 pe 6. Nu? 1 pe 6. Deci, vreau să vă atrag atenția. Ori de câte ori vedeți o fracție, poate să fie simplificat. Poate să fie simplificat. Vă zic totdeauna. Deci, spun, hotărât să fiți. Totdeauna trebuie să încercați să simplificați fracția respectivă. Uitați, vă întreb valoarea alta, 7 pe 42. Ce părere aveți de fracția asta? Da, prin 7. Prin 7, da? Prin 7 și egal cu 1 pe 6. Și avea asta, cu asta lucrăm. Deci în loc să lucrăm pe 7 pe 42, cu numere mari, lucrăm pe asta, cu 1 pe 6, e reductibilă. Dacă vă dau 15 supra, hai să zic, 2, 200, 30, 255. Am este... prin 15. De ce prin 15 de dată? Pentru că ultima este 5. Este 5, deci anul 2 se poate împărți. Ceea ce înseamnă că se poate împărți. Și se împarte destul de ușor, pentru că intră direct. Deci prin 5 hai să facem, da? Prin 5. Că știi că e de divizibilitate. Deci prin 5 o facem și obținem 5 în 15. 5 în 15, de 5 în 3 ori. Acolo o să intru o dată. 5 în 25. O dată. De 5 ori. De 5 ori. Ah, da, doamne. Da. Mă gândeam la 15 în 25. 5 în 25. Așa, de 5 ori. 5 ori. 5 în 5 o dată. 3 la 51 și se mai poate simplifica. De ce? Pentru că 5 plus 1 egal cu 6 și trebuie să se simplifică prin 3. Și omul se parte la 3? Și o să dea 1 pe... 1 pe... stai. 1 pe 17. Da? Face 1 supra 17. Deci copii, când vă întâlniți cu o fracție, dați-i neapă, nu o faceți zonă.
Deci trebuie să ajungeți la momentul în care ea nu se mai poate simplifica. Acea fracție care nu se mai poate simplifica se cheamă fracție ireductibilă. Da? Deci notăm. Fracțiile care nu se mai pot simplifica. Fracțiile care nu se mai pot simplifica se numesc fracții. Se numesc fracții. Cum am zis că se numesc? Am uitat. Ireductibile, da. Ireductibile. Se numesc fracții ireductibile. Și acum, spuneți, totdeauna vom lucra, totdeauna vom lucra cu fracții ireductibile. Deci totdeauna vom lucra cu fracții ireductibile. Niciodată nu vom mai accepta să avem o fracție în fața ochilor noștri, da? Care să fie reductibilă. Niciodată. Știm asta. Niciodată nu am acceptat să avem în fața ochilor fracții reductibile. Și sublinează niciodată. Știți de ce? Să întrebați pe Miruna. Anul trecut, la teză, n-a ținut de asta și a lăsat fracția nesimplificată și a încurcat totul în loc să facă singură. Și a dat niște numere și niște capuri imense și a obosit. Nu mai știa ce să facă. Adică n-a niște capuri imense pentru că n-a simplificat. Sigur că da. N-a simplificat la timp. Da? Deci de aceea am spus în fața ochilor, nu vom accepta niciodată fracții, e ca i-am spus eu. Ireductibile. Totdeauna le vom simplifica. Reductibile. O fracție reductibilă. Deci nu vom mai accepta fracții reductibile. Da? Nu le acceptăm. Adică simplificabile, mă trebuie, românește în limbajul nostru. Nu mai acceptăm. Noi lucrăm mai cu cele de care ați spus? Pentru că așa facem ca mirul. Așa. Și acum, să vedeți cum se adună două fracții. Ia să vedem. O doime plus o pătrime. Trebuie să ajungem la aceeași... Trebuie să ajungem la aceeași... Le înmulțim pe primul cu pentru că, doi. Hai să facem așa, ca să înțeleagă și prietenii noștri toți. O doime plus o doime, cât face? Face unul. De fapt, face 1 plus 1 supra 2. Da. Adică 1 plus 1 face 2 pe 2. Și face 1. Iată ce tare este, că n-au același numitor. 1 pe 2 plus 1 pe 2 egal cu, spuneați, 1, care înseamnă pui numitorul 2 și atunci pe cele două. Davide, deci să fii foarte clar, ca să avem două fracții, visul tău este să aibă același numitor. Și la noi. Că atunci ești foarte mândru. Pui numitorul ăla pe 1 și adun numărătorul. Da? Și acum, 1 pe 2 plus 1 pe 4, cu cât nu am același numitor. Dar cu cât să îl înmulțim pe unul dintre ei ca să ia același numitor. Și îl înmulțim pe primul cu 2. Deci amplificăm cu 2 fracția. Amplificăm cu 2 și o să fie egal cu... Pe asta nu putem simplifica, că este ireductibilă. Da, este ireductibilă. O să fie 2 pe 4 plus 1 pe 4. Și este egal cu 3 pe 4. Super. Și este o fracție ireductibilă. Și gata. Am terminat aici. Deci, aici hai să vedem cu dată. Deci, când vezi cu numitori diferiți, iar când vezi cu numitori diferiți, trebuie să faci să fie același numitor. Ca să aduni, sau să scazi. Ca să aduni, să scazi niște fracții, trebuie să fie același numitor. Și atunci, pe cea care e rămas în urmă, cu numitorul mai mic, o amplifici cu ceva, încât să apară același numitor. Dar, dacă vei avea așa, 1 pe 3 plus 1 pe 4 egal cu
Păi, la mic, deci primul îmi mulțesc cu 14, pe a doua îmi mulțesc cu 12. Așa, mă. Deci aici îi mulțesc cu 4. Și aici cu 3. Că face 4 pe 12, nu? 4 pe 12 plus 3 pe 12. Atunci face fina. Și face 7 pe 12. Și tare. Deci, că nu poți să mulțești doar una dintre ele, mulțești pe amândouă ca să facă... Ei, depinde acum, depinde. Eu te-am să-ți arăt așa. 1 pe 8 plus 2 pe... hai să mă zicem. Plus 5 pe 18. E calul. Nu se poate. Nu se merge așa, stai. Deci 1 pe 8, 5 pe 18. Da. Sper. Nu se poate. Sau se poate, dar nu știu, dar nu se poate. Visăm acum. Căutăm acel număr deștept. Care se împartă și la 8 și la 18. Cum se cheamă numărul acela care se împartă și la 8 la 18? Multiplu. Cel mai din multiplu comun. Da, așa, cel mai din multiplu comun. Vedeți? Asta nu te descompune pe amândouă. Asta mă face. Deci pe 8 o să fie 2 la 3. 2 la 3. 18 o să fie 3 la... 18. 3 păi... 9. 2 la 9. 2 la 9. Da. Adică... 2 ori 3 la 2. 2 la 3 la 3. Și facem 2. Și acum o să mulțim, o să luăm între 2 la 3-a. Și atunci cel mai mic multiplu comun este? 2 la 3-a. Da, 2 la 3-a. Dintre ce e comun obicei cu puterea? Da, plus 3 la 2. Nu plus, ori 3 la 2. Și facem de 2 la 3 ori 3 la 2. Adică 8 ori 9 ori 10. 8 72. 72. A, deci mulțim ambele cu 72. Nu. Numitorul comun este 72. Păi înseamnă că pe 9 mulțesc cu 99. Adică cum ar fi 1 plus 5, 4 plus 72? Nu, nu, nu. Acum trebuie să vedem, ca să ajung la 72, cu cât trebuie să amplifici pe asta? A, acolo trebuie să amplifici cu 9. Și acolo trebuie să amplificăm cu... cu 4. Da, cu 4, cu 4. Cu 4. Și va fi egal. Cu 9 ori 9. O să fie 9 pe 72 plus... 20 pe 72. Și se face 29 pe 72. 29 pe 72. Și acum cred că este... Să vedem dacă asta e simplificat. Cu 29. Ce părere aveți? 29 pe 72? Nu se poate. Nu se poate simplifica, nu? Că 29 e număr prim. Cel mult prin numărul prim ar trebui să vedem. Dacă 72 s-ar împărți la 29. 72 împărți la 29. Nu merge. Și atunci rămâne așa. Da, vite, fete, ce șmecherie. Deci, uneori vezi foarte repede cu că s-ar trece. Alteori nu vezi. Aici s-a văzut că 12 este cel care merge. Dar între 1 pe 9 și 5 pe 18. Trebuie să vezi cel mai mic multiplu comun. Asta e. A fi cel mai mic multiplu comun al celor două numere. Că știi. Știi să faci asta. Și împarți multiplul la fiecare din ele. La 8 și faci din nou amplifici. Ăsta la amplificul împărți la 18 și împărți de 4 ori. Și clipa care ai amplificat, ai transformat-o. 9 pe 72 și visul tău s-a îndeplinit. Au același viitor. Ești foarte fericit. Da? Și acum, haide să mai vedem în ieșițion. Știți ce facem noi acum? Fără să ne propunem, o
operații cu fracții. Yay! Da. Deci ne-am dus în zona asta și ne jucăm cu operații cu fracții. Înțelegem foarte bine cum stau lucrurile. Visul cel mare la adunare și la scădere se sardă. Ce? Același numitor. Cum? Asta este. Dar vreau să vă dau un pic de practic, am crezut că împărțirea și mulțirea schimbă mai repede. Da. S-a dovedit că invers. Da, așa este. Munca mare este la adunare și la scădere. Da, și la împărțire e foarte, foarte simplu. Foarte simplu, este adevărat. Dar acum, iată că ne-am pregătit cu chestia asta, cu fracții, operații cu fracții, și ne ducem ușor, ușor să înțelegem bine acest lucru. Deci ne propunem să facem o lecție tot așa de frumoasă cum a fost cu Maia. Așa, dar vom spune că aș vrea să adunăm 7 pe 42 plus 42. Așa. Plus 2 supra 24 minus 5 supra 125. Domn profesor, niciodată să n-avem în fața ochilor fracții reductibile. Niciodată. Nu ne apucăm de lucru. Deci rămâne legea de acum, da? Să nu văd 7 de 4. Dacă vă împărțim prin 7. Așa? Deci asta înseamnă 1 pe... 1 pe 6. 1 pe 6, da. 1 plus 6 plus, acolo împărțim prin 2 și o să fie 1 pe 12. 1 pe 12. Minus, împărțim prin 5 și o să fie 1 pe... Acolo o să fie 25. 25, da? 1 supra 25. Oh. Așa, da, ăstea. Știți ce a făcut minuna la trecut aici? Da. Așa, da, la viitorul concurs, un citat acolo, și o dată niște numere. Și altă treabă aici. Dar, profesor, păi, mai întâi le facem pe primele două, nu? Putem să vă luăm. Dar, până la urmă, tot, nu scăpăm ca să primim în ansamblu. Da. Da? Deci, cum o să gândim? O să mulțim pe prima, adică 1 pe 6 cu 2 pentru a face, să le adunăm pe primele două. Asta. Dar pierdem niște timp. Că până la urmă nu scăpăm din viitorul comun. Să-mi căutăm. Deci, 6 le spun până mie, egal cu cine? 6 egal cu 2 ori 3. Știm asta. Da. 12. Este egal cu 2 ori 3. Și 25 este egal cu 5 ori 5? Și au 5 la 2, știi cum mai făcut de atunci. A, da. Și acum cel mai mic cuțitul comun, da, vede? Este egal cu 2 la 2. 2 la 2. Ori 3. Ori 3. Ori 5. Ori 5. Ori 5? La 2. La 2. La 2. La 2. Sigur că dar el e unul singur acolo și luăm cum vrea. Și va face? Va fi egal cu 4 ori 3 ori 25. 4 ori 3 ori 25. Și cel mai bine e 4 ori 25 care face? 4 ori 25 care face 100. 100. 100. 100. 100. 100. 300. 300. Așa da. Numitorul comun e 300. 300 împărțit la 7 de 5 de... 10. Corect. Așa. 300 împărțit la 12 de 20... Între de 2 ori 30. 25? Da, 25. E 25, nu? Da. Eu 25. 300 împărțit la 12 la asta? 25, ca să nu ne pierd timp. Că 4 ori 3 făcea 25. Corect.
Da? A, și atunci 300 împărțit la 25 o să dea 12. 12. Super. În final. O să fie 50. Deci egal și inflație. Așa, 50. 300 primitor. Da. O să fie 50 plus 25 minus 12. Doar pe 300. Facem? Cu a pus-o singur dat în numitorul, n-avea o serviciu pe fiecare, să te-a pus timp, nu? Și o să fie totul legal 63, totul pe 3. Deci 75 minus 12, 63. Care eu cred că se, cred că e o fracție reductibilă și se face prin 3. Ce părere poate fi prin 9, dar eu cred că prin 3 momentan. Da. Cred că merge prin 3. Prin 3, sigur că da. Obligatorul prin 3, la prima dată. O să duce la 3 și 21. 100. 100. Nu, nu mai merge la 3 prin 3. Nu, dar poate merge prin 3. Ia să vedem la ceva. Păi, da, pe 21 numărul prim, așa că 100 împărțit la 20. 21 numărul prim. A, nu, 21 se poate la 7. Și la 3. Nici la 3. 100, 100 nu se poate la 3. Nici la 7. Deci nu știu așa că nu merge. Salut! Deci vă dau o șmecherie, să nu ne audă prietenii noștri. Da, să nu ne audă, da? Mă, nu ne audi? Da. Așa, camera lucrează. Ca să văd dacă o fracție este reductibilă sau ireductibilă. Eu, la început, o suspectez că este reductibilă, că e simplificabilă. Și mă uit la cel mai mic dintre ele. Dacă ăsta e numărul prim, da, dacă este numărul prim. Să încercăm să împărțim cel mai mare la el. Da, dacă nu este numărul prim, vedem ce divizorul lui și dacă că se împart la celălalt. Dacă ăștia de sus sunt și divizorul jos. Da? Asta este. Deci încă o dată, te uiți la ea repede. Și cel mai mic număr care e de acolo, numărătorul și numitorul. Dacă e prim, cauți să vezi dacă și ăsta se împarte la numărul prim, la de sus. Dacă are divizori, cum e 21, are 3 și 7, te întreb, oare 3 și 7 ar fi cumva divizorul 100? Nu, salut, n-am zis, nu discut. Da? Cam asta este povestea când facem o treabă de asta. Așa, da. Davide, aici, să nu vedem fracțiile acestea față. Că astea ne convin. Vă dați seama ce ar fi însemnat să avem numitorul cum aici? Sunt adică 42 și... pe 42 la mâine. Ar fost imens, de ordinul miilor. Nu știu cum am făcut Miruna, dar e greu, rău. Adică 42... Un moment de neatenție. Un moment de neatenție și ne realizând că avem literă de lege. Să nu vedem în față o microfracție reductivă. Le simplificăm și nu vom accepta. Nu vom accepta ceva. Bun. Vă mai dau eu că niște fracții și de adunăm. Ia să vedem. 4 supra 28 minus 5 supra 15 plus 8 supra 22 minus minus 3 supra 24 egal. Niciodată. Da, vede, te rog să mă conduci tu. Putem să simplificăm pe 15. Că? 5 cu 15, da. Dar la asta, 4 cu 28, ai vreo supărare sau o lași așa? Poți să împart prin 7. Prin 7, da. Și sus și jos, prin 2 se împart la 5. Nu poți să ai nimic la primul. Nu poți. Măcar prin 2 de la mână. Știu. Da? Dar chiar prin 4. Că 28 se împart la 4. 4, 7? Deci. Hai să clarificăm lucrurile. Deci noi căutăm numărul prin care să împărțim și numărătorul și numitorul la acela. Nu? Că asta înseamnă să simplifici. Să o ajungi la o... să păstrezi valoarea. În general, ce simplificăm? Peste tot. În loc de 4 pe 28, cât zic? O să scriu 1 pe 7. Corect. O să scriu 1 pe 7.
pe 7 cu 1 pe 3. Minus 1 pe 3. Apoi. Plus 8 pe 20. 8 pe 20. Sunt poate în 2. Da. Și va fi 4 pe 11. Corect. Minus 1 pe 7. 1 pe 8. 1 pe 8. Minus 1 pe 8. Acum facem cel mai mic divizor comun. Cel mai mare, cel mai mic. Cel mai mic divizor comun. Descompunem numerele. Da, 7 egal. 7 egal cu 7, nu trebuie să descompunem. Mai ce faci? 3 nu putem să descompunem. Adică ce sunt toate? Adică le mulțești pe toate. Asta e, că 3, 7 și 11 sunt numere prime. Și 8 este și el un număr care vine acolo, nu se leagă din loc. Dar și 8 e mai prim. Nu, 8 are 2 la 3. Dar avea de scompunere, 2 la 3. Însă, să recunoaștem un lucru. Nu avem ce face aici și ne mulțumim să spunem că, din păcate, trebuie să le mulțumim pe toate. Da, adică... Este un... Dar dacă ne-ai fi sezitat asta, Daria, și de la început simplificarea asta, păi obținea niște numere colosale. Deja obținea niște numere colosale. Deja și aici, în situația asta, este un număr mare. Da, mai ales. Păi da. Le-am mulțeam pe toate după aia. Păi da, era teribil de greu. Hai să facem, vrei să facem varianta? Nu. Dar și asta ne sperie, că am făcut simplificarea ca s-a putut cu putință, atunci, hai să vedem aici cât ai fost. Păi două, deci, aici ai fost 28, care este 7 în 2 la 2. 7 în 2 la 2. 15 este egal cu 5 ori 3. 5 ori 3. 22 este egal cu 11 ori 2. 11 ori 2. 24 este egal... 8 ori 3. 8 ori 3. Da, 3 ori 2 la 3. Și acum facem cel mai mic multiplu comun, care este 2 la 3. 2 la 3. Ori 3. Ori 3. Ori 5. Ori 5. Ori 7. Ori 7. Ori 11. Adică, practic, e același lucru, numai că mai e și 5. Nu numai că este și 5, este și... Păi uitați, 8 ori 3 ori 7 ori 19 și nu e 8, dar e 5. Deci, este mai mult, nu? Deci, da, uite, e 8, da. Este 3-ul, este 7-le și 11-le, numai că mai bine 5 ori. Deci, multiplicat de 5 ori. Deci, tot rezultatul ăsta va fi multiplicat cu 5. Numai că apoi își dă seama că este reductibil. Primul rezultat va fi fracție reductibilă. Și nu o să știe. El ce face? Cu ce ești acolo? Deci, este numărul mare. Și nu o să știe el ce număr va rezulta. Nu știu. Acolo ar să vadă fiile de tine, dar dacă tu lucrezi la tu așa ceva, ai o șansă imensă. Da, sigur că da. Deci, hai să reținem foarte bine la ce am muncit noi acum. La o operație cu fracții, anume adunarea și scăderea fracțiilor. Deci notăm adunarea și scăderea fracțiilor. Adunarea. În paranteză, scăderea fracțiilor, că aceeași treabă se întâmplă. Scăderea fracțiilor. Adunarea, și scăderea o punem în paranteză, adică cum se întâmplă la adunare și la scădere. În sensul adunarea, scăderea fracțiilor, unem. Și trebuie să povestești tu, da, de cum faci. A, nu eu? Fără să mă vedem și pe tine de bun. Da? La ce? Trage tu ideile, cum am procedat noi. 1. Nu mai folosim niciodată fracțiile. Deci prima chestie, pasul 1. Toate fracțiile le simplificăm. Da? Toate fracțiile le simplificăm. Adică le facem cum spunem noi? Ireductibile. Le facem ireductibile. Toate fracțiile se pot fi în acele de 2. Adică am ajuns aici. Căutăm cel mai mic multiplu comun. Al numitorilor. Da. Pasul 2.
căutăm cel mai mic multiplu comun? Dacă este în genunchi sau... Deci, nu. Căutăm cel mai mic multiplu comun. În general vorbim mai dar exact. Cel mai mic multiplu comun. Pentru numitori. În paranteză, ce treabă facem? Aducem la același numitor. Asta e șmecheria, domnule. În paranteză, spune, aducem la același numitor, să înțeleagă tot omul. Aducem la același numitor. Deci asta facem. Aducem la același numitor. Cum ce facem cu numărul ăla care l-am găsit? Îl împărțim la fiecare numitor, ca să ne numărul fizică, da. Deci pasul 3. Împărțim numitorul comun. Împărțim numitorul comun la fiecare numitor. La fiecare din numitorii fracțiilor. Pentru a stabili cu cât pentru a stabili cu cât amplificăm. Da? Pentru a stabili cu cât amplificăm. Și pasul 4, când am aflat numitorul comun, punem numitorul și facem calcul. La pasul 4 facem calcul. Adică, cu cât am amplificat, înmulțim acolo, adunăm, scădem ce trebuie făcut. Iată cât de interesant este și cât de simpatic este să știm să adunăm sau să scădem două sau mai multe fracții. Da? Pasul 4 nu e. Pasul 4, facem calcul. Facem calcul, adică dacă am făcut cu 3, cu 4, cu 6... Așa poate nimic dar de la urmă. Da, și vă facem calculul respectiv. Bun. Vă mai dau să calculăm următoarea sumă. Este egal cu 3 plus 6. Nu, 3 plus... 3, plus 3 la 9, plus 3 la 3, plus 3 la 4, plus punctul, plus 3 la puterea, 3 la puterea, hai să zicem, 27, da? Să se arate, să se arate că se divide, arată că se divide la 13. Okay. Se arată că numărul ăsta se divide la 13. Divide la 13. Să vedeți și pe Daria. Păi, mai întâi scoatem din toate cele, scoatem pe 3 factori comun. De la un capul la altul, da? Da. Deci este egal cu... Deci este egal cu 3 pe numitor. 1 plus 3 plus 3 la 2 plus 3 la 3 plus puncte peste plus 3 la 26. Acum putem să scoatem unul la cel afară, pentru a nu mai fi în sumă. Adică să nu mai avem stat. Adăugăm, adunăm 3 la 27 și scădem în 3 la 27. Asta că vrei să calculezi suma. Da. Dar nu ți-ar ce nu scapi suma. Să arăți când divide la 13. Aaaa, că e un număr mare, nu poți să afli. Dar e un număr foarte mare, nu? Da. Deci mi-ai întâi în foarte greu. Cum arătăm că suma asta se divide la 13? La 13. Da. Păi, trebuie să facem ceva, adică să facem distributiva, dar să fie 3 ori 3,
apă și să-l scoatem pe 3. Păi dacă facem așa, ne facem de unde am plecat. Corect. Păi, vedem, aici noi avem toți motivii de 3. Da. Și dacă prin acest motiv nu se află 13, Înseamnă că... Da, stai să vezi. Că poate să dea el o șmecherie acolo. Adică nu dă, dar mai e plus 1. Ăla care poate dă un mult timp de 13. Până acabă suma asta, cât o fie de mare, poate poate să fie 26 și 30, 90. Cât e ea de mare, plus 1 ăla, Deci se divide la 13. Deci se arată că se divide la 13. Păi facem 27 împărțit la 13. Seara. Deci vreau să ne apropie de nou câte ore. Ia uitați copii, dacă v-ar fi venit în mine... Important să vedeți dacă sunt echipe de câte... 27 împărțit la 3 se face. Se face. Corect. Da, v-am prins cu șmecheria asta, nu? Lucru făcut de noi. Da? Haideți să răspundem prietenii noștri, să facem o sinteză. Da, trebuie să-mi deschizi, trebuie să-mi deschizi. Deci, am fost... Fracții. Operații cu fracții. Cu fracții. Sume Gauss. Apoi. Factor comun, am văzut, nu? Divizibilitate. Cel mai mic multiplu comun. Așa. Și... Cam astea au fost lucrurile pe care le-am abordat aici. Ce să spunem, David? Nu uitați de asta aici și să abonați la profesor. Niciodată să nu vedem în față. Să nu vedem în fața ochilor fracții reducibile. Totdeauna ne ducem numai spre fracții ireducibile. Așadar, dragilor, ne oprim aici. La revedere!